Doi ani de la declanșarea războiului în Ucraina, doamnelor și domnilor, cum arată lucrurile pentru Ucraina la doi ani de la invazia rusească? Toate indiciile arată că Putin ar pregăti noi mișcări, încurajat și de ritmul slab în care Occidentul livrează arme și bani Ucrainei. Cum arată de altfel lucrurile pentru Europa întreagă în acest context? Pare mai plauzibil ca oricând ca, dacă ar învinge Rusia, să ia la țintă și alte state din Est. Cum stau lucrurile? Ce e de făcut? Discutăm chiar acum în actualitatea. Vi prezint pe invitații acestei ore. Anatol Șalaru, fost ministru al apărării al Republicii Moldova. Bună seara, mulțumesc! Bună seara! Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Bună seara, mulțumesc de asemenea. Mulțumesc. În continuare alături de noi în platou, Emilian Isailă, spotmedia.ro. Bună și seara. În legătură video cu noi, Iulia Joja, directoarea programului pentru Marea Neagră al Middle East Institute, profesor adjunct la Universitatea Georgetown și la Universitatea George Washington. Bună seara, doamnă, mulțumesc foarte mult! În acest context, cei doi ani marcați, un nou discurs al președintelui american, Joe Biden, o să discutăm imediat despre cum arată susținerea Americii în acest moment, dar ce ține să sublinieze președintele este că Rusia e lovită în continuare măcar de sancțiunile americanilor. 2 years ago, shortly before dawn, Russian troops marched across the border in Ukraine. And Putin believed he could easily bend the will and break the resolve of the free people of Ukraine. That he could roll into Ukraine and he would roll over them. 2 years later, he remains wrong. That's why I'm announcing more than 500 new sanctions in response. In response to Putin's brutal war of conquest, in response to Alexei Navalny's death, because make no mistake, Putin is responsible for Alexei's death. Da, sigur că s-a adăugat între timp și episodul ăsta al morții lui Navalny. Ce parte a paharului să vedem, domnule ministru, în momentul ăsta în legătură cu ce se întâmplă acolo? În prezent, Ucraina a suferit o mică înfrângere la Avdiivka. A suferit o înfrângere care, de fapt, a fost calculată și Ucraina s-a retras strategic pe alte poziții pregătite din timp, fiindcă nu-și mai avea rostul să-și sacrifice viețile militarilor pentru un oraș care avea în 2014 30.000 de locuitori și pentru a-l cuceri au murit 45.000 de militari ruși. Prețul este foarte mare, plătit de Rusia, este mai mare decât de 3 ori mai mult decât au pierdut în 10 ani în Afganistan și mai mult decât au murit în militarii americani în Vietnam. Deci prețul plătit de Rusia a fost foarte mare și orice ofensivă, fulger, cum a fost războiul din Ucraina, care se îngloadă, se blochează undeva, se transformă într-un război de uzură și este în defavoarea agresorului. Ceea ce vedem noi astăzi în Ucraina este că de la războiul de 3 zile planificat de Rusia s-a ajuns deja la 2 ani, iar în ultimul an avantajele sau succesele obținute de armata rusă sunt infime, infime și sunt plătite cu viețile rușilor. Mai mult de 400.000 de ruși au murit în acest război, ceea ce este un preț extraordinar de mare. Astăzi vedem mulți analiști occidentali care sunt plătiți direct sau indirect de Rusia ca să lanseze anumite narrative din felul că Ucraina nu poate câștiga războiul, Ucraina va pierde în continuare vieți omenești, trebuie să ne așezăm la masa negocierilor, să dăm Rusiei pământurile care au fost ocupate din Ucraina, în rest noi le garantăm pace. Este o naivitate să crezi în cuvântul lui Putin, să-l crezi pe Putin, și este o naivitate să credem noi că ucrainenii vor accepta asemenea condiții. Narativul ăsta, doamna Joja, oare să fie doar al acestor, mă rog, manipulați, plătiți, agenți de influență sau să-și facă loc oare și printre anumiți lideri din cancelariile occidentale? Uneori se mai lipește și în mod indirect de anumiți lideri. Să nu uităm că fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder, este pe nota de plată a Kremlinului
angajat cu foarte mulți bani pe lună la Gazprom și în continuare membru al partidului SPD din Germania. Și avem și alte cazuri și în Austria și nu numai. Ceea ce este important de știut aici sau de înțeles este faptul că dacă ne-am pune în locul lui Putin, exact acest lucru am face. Am dedica cât mai multe resurse avem disponibile, resurse care evident inițial vin din banii pentru energie pe care au plătit europenii atâția ani, în buzunarele lui Putin și ale oamenilor precum Gerhard Schröder, care acum sunt investiți atât în Europa, în rândul capitalelor europene, cât și în mod special în Statele Unite, pentru a manipula cât mai mult opinia publică, pentru a plăti acești indivizi care manipulează și amplifică narativele și liniile de propagandă ale Rusiei, așa cum am văzut recent cu interviul acesta de 2 ore al lui Tucker Carlson, în care nu numai că au menționat de 16 ori Polonia, dar Tucker Carlson și Vladimir Putin, după cum am văzut în România, au și descoperit Transilvania cu ocazia asta și da, au amplificat o serie de minciuni în jurul acestui subiect. Pentru a crea diviziuni, pentru a ne slăbi pe interior, pentru a slăbi susținerea pentru Ucraina și pentru a câștiga războiul. Bun, acum, domnul Șalaru spunea mai devreme de cumva rezultă că e partea plină a paharului. S-a pregătit Putin pentru război de 3 zile, a sacrificat o grămadă de oameni. Dacă să ne uităm și la partea goală a paharului, la Ucraina, să zicem, în ceea ce privește dezavantajele de acolo, rezultă că totuși contraofensiva de anul trecut n-a avut succesul scontat. În momentul de față pare că e un soi de blocaj în legătură cu banii, cu armele, sigur e. Și atunci unde suntem totuși? Eu cred, eu văd blocajul al acesta, actualul blocaj, ca un, nu știu, ca o cauză a lipsei Occidentului de a accelera sprijinul pentru Ucraina. Ucraina are arme, lipsește muniția cu desăvârșire. Da. Are oameni care doresc să lupte în continuare. Problema acolo mare e că nu există suficient sprijin sau există ezitare din partea și foarte multă și birocrație. Să ne uităm la cauzele ezitării acum, nu a Occidentului. Ce e aici? Și la cauzele ezitării, exact. Eu sunt de acord că în foarte multe capitale în continuare cred că există lideri europeni care abia așteaptă să revină și am mai spus-o la business as usual cu Federația Rusă. Exact la, și acum când vorbim la 2 ani după invadarea Ucrainei, cred că există. Ar trebui să, măcar acum în al 12-lea ceas, inclusiv Europa, inclusiv Statele Unite, ar trebui să accelereze sprijinul pe care îl acordă Ucrainei, pentru că trebuie să recunoaștem, Ucraina a beneficiat într-adevăr de sprijin din partea Occidentului, dar acest sprijin a venit etapizat, nu a fost un sprijin, a venit cât să reziste maximum, nu a fost un sprijin accelerat cu intenția de a împinge Federația Rusă. Și cred că sunt în continuare, nu mă feresc să nu o spun, cred că sunt lideri europeni care se tem de un scenariu la unei Rusii înfrânte în Ucraina. În continuare și cred că îi sperie acest lucru. De ce? De ce ar speria asta? Și probabil un scenariu al unei Rusii înfrânte în Ucraina ar putea să ducă la inclusiv la o destabilizare și la o dissoluție a Federației Ruse. E mai desperiat decât ca o Rusie eventual câștigătoare, sau mă rog, în termenii ei câștigătoare, să încerce după aia alte forme de destabilizare în Europa? Ne temem că s-ar putea destabiliza ea, dar mai bine am putea lăsa să destabilizeze Europa de Est. E o problemă asta și sunt discuții și analize în acest sens în cazul în care Federația Rusă va face implozie. Nu există și în momentul ăsta Uniunea Europeană nu are nicio strategie în legătură cu asta. Absolut. Pe de altă parte, Rusia este înfrântă. Deci orice am spune, Rusia din 2024 nu mai are nicio legătură cu Rusia din 2022. Ca să completez ideea lui Tudor, aș spune că această ezitare este o ezitare care are o dimensiune politică, dar este o ezitare care are și o dimensiune economică. Deci Europa, și trebuie să fim toți sinceri, nu am produs arme, nu am produs muniții. Industrie, exact. Oricât am face, nu reușim să ajungem la nivelul de 10.000 de proiectile pe care le are Rusia de tras într-o zi.
Uniunea Europeană nu poate să livreze astfel de cantități acum. Acum se discută de 800.000 de proiectile care sunt în Cehoslovacia și în Danemarca, dar nu sunt bani, fonduri. Corea de Sud, Africa, Corea, de altă parte, Rusia a avut 1.000.000 de proiectile de tras fără nicio problemă, de 155 de milimetri. Industria conectată la industria de război. Exact. Adică economia conectată. Le-a avut de tras în 2023 fără nicio problemă. Ucraina niciodată n-a atins. A atins maximum 7.000 de proiectile pe zi în timpul contraofensivei. Acum a ajuns la 2000 pe zi. Deci lucrurile au o componentă economică foarte bun. Foarte iar mă uit la partea plină, partea goală. Partea plină ar fi că Rusia e blocată sau, mă rog, prinsă în acest război de atriție, de uzură, dar la fel poți să spui și despre partea cealaltă. Uite, nu se întâmplă nimic. E blocaj. Ucraina în acest moment, după schimbarea lui Jaluzhnyi, a schimbat și strategia, a intrat într-o strategie defensivă. Este mult mai ușor și mult mai economicos să te aperi în acest moment decât să ataci, așteptând să se întâmple ceva. Nu. În momentul ăsta se lucrează. Ucraina are contracte deja cu foarte mulți producători care au început să realizeze fabrici de muniție și pe teritoriul Ucrainei. Așteptând să se blocheze în Congresul American acel ajutor de 60 de miliarde, care există șanse și există discuții că va fi deblocat la sfârșitul lunii februarie, și pe de altă parte așteaptă să aibă resursele necesare pentru a pregăti o nouă contraofensivă. Dar trebuie să aștepte luptând, că nu există altă soluție. Includem în discuție și episodul morții lui Navalny. L-am văzut cu câteva clipe în urmă pe Joe Biden, incluzând în discursul său un capitol dedicat lui Alexei Navalny. Și aici a apărut întrebarea, doamna Joja, de ce avea nevoie Putin să-l anihileze pe Navalny, dacă oricum era acolo unde era, în Siberia, la propriu, și nu mai prezenta niciun pericol. O analiză din The Guardian de zilele astea propune următoarea ipoteză, că Putin a vrut să dea un semnal tuturor că e dispus să meargă până în pânzele albe. Un gest extrem de crud și de cinic de a sacrifica pe cineva ca să arate că pur și simplu nu-i pasă, că refuză orice formă de dialog și că trece la un nivel superior cu războiul ăsta. Cum vi se pare? Asta mi se pare și mie cea mai plauzibilă variantă, într-adevăr, pentru că ar fi putut să-l omoare acum un an, ar fi putut să mai aștepte câțiva ani, a încercat înainte să-l omoare și Navalny rămâne, până în momentul morții sale, cel mai popular lider al opoziției în Rusia, ceea ce evident era ca un fel de ghimpe pentru Putin și acum, cu câteva săptămâni înainte de așa zisele alegeri din Rusia, Putin a ales să transmită acest mesaj tocmai pentru a ne arăta în Occident că nu era un mesaj pentru publicul intern pe care îl controlează deja atât de mult pe parcursul ultimilor 2 ani, inclusiv cu legislația care interzice orice fel de critică la adresa așa zisei operațiuni speciale și așa mai departe. Este un mesaj pe care a ales să îl transmită Occidentului pentru a arăta că nu îl interesează absolut deloc ce părere avem noi în Occident, ci pe bună dreptate. Trebuie să amintesc aici că Navalny, moartea lui Navalny este una într-o serie foarte lungă de morți asasinate, începând cu Boris Nemtsov, cu Anna Politkovskaya, jurnalist, nu politician. A fost încă un mesaj pe care dorește să ne-l transmită, așa cum nici nu mai intră pe prima pagină în știrile internaționale acest lucru, dar Rusia în acest moment, deja de câteva luni, arestează pe oricine prinde, cetățean german, cetățean al Statelor Unite, jurnaliști ruși întorși în țară pentru probleme de familie, înșiră o serie de prizonieri politici, practic, pe care îi împinge, așa cum a făcut și cu Navalny și cum face cu Karamurza și cu alții, în noile gulaguri, seamănă foarte mult cu ce face Stalin, încercând să transmită exact același mesaj pe care l-a transmis și Stalin după ce a câștigat al doilea război mondial. Pur și simplu nu-l interesează, indiferent dacă există sprijin din partea Occidentului sau nu. Bun, și acum întrebarea e, pentru ce ai pregătit lucrul ăsta? The Guardian zice așa, ai anihilat opoziția, ai dat semnalul ăsta că nu te interesează nimic din ce zice Occidentul, ai trecut economia pe economie de război, să produci armament în disperare,
După care ce? Adică îți pregătești toate astea ca să ce? Să faci un pas mai departe în acest război de o forță mult mai mare decât ce am văzut până acum. E plauzibil? E plauzibil, dar acum Vladimir Putin, exact, el, nu cred că Rusia Unită nu s-a mai confruntat cu alegeri cu adevărat serioase din 2003 încoace. Nu cred că partidul lui Vladimir Putin a mai avut alegeri. Amintiți-vă în 2012, după ce au fraudat alegerile și a fost atunci și a doua revenire a lui Vladimir Putin, câte proteste masive au fost în Federația Rusă. Și apropo de ce zicea doamna Joja, mi-aduc aminte, după moartea lui Boris Nemțov în 2015, dacă nu mă înșel, tot în februarie 2015, au fost proteste masive în Federația Rusă. Dacă țineți minte, astăzi, după moartea lui Navalny, câteva sute de persoane, 400-500 de persoane. Asta mi-arată când din 2015 până în 2020... Au fost ridicate rapid de pe stradă, adică ce proteste. Nivelul de represiune din spate a ceea ce vedem noi e din ce în ce mai mare în Federația Rusă, din păcate, și bun, poate fi acesta militar, barometru, da. Îmi cer scuze, barometru, ceea ce s-a întâmplat cu Alexei Navalny, pentru că Navalny nu era neapărat un pericol electoral pentru Vladimir Putin. El era un politician moscovit, din Sankt Petersburg, când a luat atunci 27% în 2013, dacă nu mă înșel, alegerile la primăria din Moscova, a surprins, într-adevăr, dar nu cred că reprezenta neapărat un pericol electoral, cât ideea pe care o reprezenta Alexei Navalny era mult mai periculoasă decât Vladimir, decât politicianul, dar cred că e un barometru a următorului mandat al lui Vladimir Putin și că nici măcar Federația Rusă nu se mai chinuie să mimeze democrația, adică măștile au căzut, a rămas autoritarism. Bun, iar asta poate să dea un semnal, domnule ministru, și despre ce ar face în plan militar Putin, adică o trecere la un nivel următor, dând semnalul clar, nu mă interesează nimic din ce criticați voi? Noi degeaba căutăm logică în asasinarea lui Navalny, fiindcă nu există nicio logică în moartea lui. Au dreptate cei care spun că Putin nu câștigă nimic din asta. A fost o răzbunare măruntă, caracteristică lui Putin, care pur și simplu își omoară adversarii, fără niciun fel de logică. Fiindcă Navalny e mort, este mai periculos dacă în Rusia ar exista o unitate în rândurile opoziției. Nu există. Nici Navalny n-a reușit să unească opoziția. El și-a construit o organizație care lupta cu corupția și ei s-au autoizolat de ceilalți. Ei erau o sectă, nu au primit pe alții, ei s-au izolat, aveau politica lor, nu discutau cu ceilalți. Rebel mai mult. Da, el a fost un fel de rebel. Navalny, greșeala lui cea mai mare a fost că el, fiind ucrainean, cu tatăl ucrainean, el a vrut să demonstreze că este mai rus decât rușii. El i-a cerut lui Putin să recunoască independența Transnistriei. El a vorbit despre Crimea, despre Georgieni, a numit Guzgani, Șobolani. El a încercat să atragă cetățenii ruși de partea lui prin lozinci la fel de agresivi ca lui Putin. El a încercat să spună că eu voi fi mai bun decât Putin. Eu voi construi o Rusie mai puternică și mai mare decât Putin. El nu a încercat să le spună cetățenilor ruși adevărul, fiindcă un politician de talia lui Navalny trebuia să le explice rușilor chiar dacă nu era pe placul lor. El a încercat să-i atragă cu aceleași lozinci ca și Putin. Iar astăzi Putin, din punct de vedere militar, ce ar putea să folosească mai mult decât a folosit până acum? Ar putea să bombardeze Chișinău, Bucureștiu sau alte orașe europene? Nu cred, fiindcă nu are capacitatea. Ar putea lansa un atac de o altă magnitudine asupra Ucrainei, într-o formă sau alta, dincolo de ce vedeam noi la nivelul teritoriului, războiul de uzură? Dacă ținem cont de faptul că Rusia a pierdut aproape jumătate din toată tehnica blindată militară care a avut la începutul războiului, 3.000 de tancuri. 3.000 de tancuri, da. Astea sunt documentate, adică 3.000 sunt documentate. Schimbări? Din păcate produce. Produce câteva sute. 178 de tancuri a produs Rusia de la începutul lui ianuarie până în acest moment. Da. Deci data de înlocuire e mică. Produc tancuri și le repară pe cele vechi. Pericolul vine din Iran, care s-ar putea să transmită Rusiei rachete balistice. Acolo. Rachete cât de cât moderne. Pericolul vine din Coreea de Nord. Uitați-vă la partenerii europeni. S-au lăudat și timp de o an de zile au transmis vreo 300 sau 400 de mii de proiectile de calibru 155, pe când Coreea de Nord au înregistrat în satelit, într-o lună și ceva au transmis 1 milion de proiectile calibru 152 și 122. Deci pericolul vine de acolo, fiindcă degeaba e cea mai performantă armă occidentală dacă raportul de forță este de 100-1. Că degeaba trag eu din cea mai bună armă occidentală și ei vin cu 1000 de Kalashnikov.
În același timp, Rusia nu mai poate produce rachetele pe care le-a produs până acum din lipsa componentelor, însă Occidentul a preferat să facă comerț cu Rusia și în timp de 2 ani de zile au încasat 650 de miliarde de dolari pe petrol, gaz și produs petroliere. Deci acest robinet trebuie închis. Bun, vine un anunț, o declarație fără precedent de la secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care zice acesta e un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, cu încălcarea dreptului internațional, iar conform dreptului internațional, Ucraina are dreptul la autoapărare, iar acest lucru, atenție, include și lovirea unor ținte militare legitime, ținte militare rusești în afara Ucrainei. Jens Stoltenberg spune că Ucraina ar putea să tragă rachete pe teritoriul rusesc fără ca lucrul ăsta să mai stârnească precauțiile, înțelegem, Statelor Unite, aliaților occidentali, care în urmă cu un an, 6 luni, ziceau nu, în niciun caz, raza acestor rachete trebuie să fie limitată la granițele Ucrainei, că altfel dăm de belea, provocăm cine știe ce război pe scară largă. Cu condiția ca Ucraina să aibă aceste rachete. Și aibă. Dacă nu le are, degeaba are permisiunea. Zicem, facem un pas mai departe din vorbe, că știm că oricum nu le are, sau chiar se dă liber la ceva aici? Declarația lui Jens Stoltenberg, în opinia mea, trebuie pusă în contextul discuțiilor care au loc în Germania vis-a-vis de transferul de rachete Taurus. Și discuțiile care au loc în Statele Unite vis-a-vis de rachetele ATACMS, care au rază de acțiune de 300 de kilometri. Deci, în opinia mea, cred că în acest moment șeful NATO, cu toată autoritatea pe care o dă această alianță militară, cea mai mare alianță militară din lume, cumva transmite, probabil că există o înțelegere, un plan în spatele lor și o încheiese, prin care vine să dea argumente guvernelor, mai ales Germaniei și Statelor Unite, că există posibilitatea, există susținere juridică pentru a putea face acest transfer de rachete. În opinia mea, există încă rețineri și Tudor a punctat foarte bine aici, faptul că există lideri europeni, care Olaf Scholz este unul dintre ei, care au foarte mari rețineri de a trimite în Ucraina arme care, în teoria a domnului Scholz, ar putea escalada conflictul. Cine în dă ce măsură liber am putea asta? Asta să ne înțelegem, iertați-mă, cine dă liber la juridic sau nejuridic la povestea asta. Ideea că acesta bine, șeful NATO își zice, din punctul meu de vedere sau al alianței în ansamblu, e ok să bombardeze în Rusia, dar țările componente, Statele Unite ezită să deblocheze banii, nu? Nu că ezită, dar nu... E un blocaj acolo. E un blocaj politic, adică de asta e clar. Zic, trebuie să ai o victorie. E o declarație așa de principiu? Domnule, ați avea voie, dacă ați avea cu ce, să bombardeați teritoriul rus? Ideea că acest argument al lui Jens Stoltenberg este preluat de sistemele politice, de parlament. Să zicem, au nevoie pentru că există, de exemplu, s-a votat moțiune în Parlament, în Bundestag, chiar ieri, prin care nu a fost aprobat transferul de Taurus. Și există politicieni acolo care au nevoie de astfel de argumente, de astfel de asigurări care vin din partea secretarului general al NATO. Aceste asigurări că ce mai exact? Că Ucraina procedează corect în termen de drept internațional? Cred că nu era nevoie de Stoltenberg să spună asta, să zicem. Pentru unii politicieni este nevoie, pentru unele grupuri politice. Gândește-te că în Parlamentul Bundestag ai verzii care sunt mai la stânga. Exact. Ai, ca să nu mai zic de republicanii din Camera Reprezentanților din Statele Unite. Adică ideea e că dacă o astfel de declarație are o componentă care poate să mute, să zicem, doi republicani care sunt nehotărâți spre majoritate și să creeze o nouă majoritate care să deblocheze acel ajutor de 60 de miliarde, e ok. Deci pentru că toate aceste... Ideea, a mai dat Jens Stoltenberg până acum un astfel de semnal? Nu, e o premieră. Nu, asta și întrebam. Deci, ce se întâmplă? Oare... Deci, e o premieră, înseamnă că liderul NATO anunță că se poate face un pas în față vis-a-vis de transferul de armament. Iar asta poate, doamna Jojea, să clintească acest congres aflat în blocaj de ceva timp, că circula printre politicieni americani cumva zicerea asta că mai bine lăsăm alegerile să tranșeze subiectul ăsta. Poate să ajute. Ceea ce face domnul Stoltenberg este să încurajeze. Mai degrabă îi dau dreptate domnului Săilă să încurajeze nemții, care, dacă îi întrebi pe mulți dintre ei,
În cazul în care facem un scenariu, ne gândim la cum se activează articolul 5, ei spun avocații trebuie să decidă când activăm articolul 5. Așa este cultura strategică a Germaniei din cauza istoriei și așa mai departe. În ceea ce privește republicanii însă, sunt alte argumente care trebuie date și au încercat atât Stoltenberg cât și fostul secretar general Rasmussen, care vine aici la Washington DC deja o dată pe lună pentru a încerca să discute cu cei din Camera Reprezentanților, cu republicanii care se opun, găsind argumente sub forma europenii dau mai mulți bani decât americanii, nu ne mai bazăm atât pe americani, dar trebuie și voi să ajutați. Deci adaptăm cum putem argumentele la persoanele sau grupurile care sunt cu problemă, însă problema în ceea ce privește frontul și războiul în sine este că, într-adevăr, și asta au spus și generali de 3-4 stele americani de-a lungul ultimilor 2 ani, prin faptul că Statele Unite și partenerii occidentali condiționează ajutorul militar pentru Ucraina de faptul că Ucraina nu ar trebui să utilizeze aceste arme pe teritoriul Rusiei, inclusiv praștia, da, peste graniță. Nu se poate pentru că trece, spun ei, duce la legarea, cel puțin uneia dintre mâinile ucrainienilor în război. Eu zic că ambele mâini sunt legate în condițiile în care rușii nu fac decât să bombardeze teritoriul ucrainean. Pe parcursul ultimilor 2 ani și în special pe parcursul ultimilor luni, în timp ce ucrainenii și-au dezvoltat niște arme reduse, drone și așa mai departe, ei au continuat să lovească cu propriile arme teritoriul Rusiei. Vedem asta peste graniță la Belgorod, de exemplu, dar vedem și niște atacuri la Sankt Petersburg și așa mai departe. Acestea sunt făcute cu armele lor pentru că, din nou, noi le limităm. S-ar putea să existe o mică schimbare. În mod clar, domnul Stoltenberg încearcă să depună mai multă presiune pe Olaf Scholz, pe cancelarul Scholz și pe alții din Germania, mai ales unde se află, de fapt, partea grea a industriei de apărare pe teritoriul Europei. Ce s-ar întâmpla, Tudor Curtifan, dacă ar exista aceste lovituri pe teritoriul rus? N-ar încuraja Rusia la o escaladare? Ce înseamnă escaladare mai mare decât ceea ce face Rusia în momentul actual în Ucraina? Un război de exterminare, de distrugere. Vorbim că se poate și mai mult, alt gen de rachete, avioane, nu... Nu, și e vorba de conflictul nuclear. De conflictul nuclear, evident. La asta mă gândeam și eu. Dar stăteam și mă gândeam acum, că se fac 2 ani mâine de la invadarea Ucrainei. La început, cât de mult, exact aceleași temeri existau și cum nu dăm tancuri, pentru că s-ar putea să... Am luat, stai că nu dădeam javelin. Nu dăm avioane pentru că nu poate fi lovită Crimea, pentru că cine știe cum va reacționa Rusia. E, Crimea e lovită aproape lunar și scufundate nave săptămânal. Deci cred că se etapizează, se va întâmpla asta. Acum, în momentul în care probabil, nu știu, realitatea morții pe front va ajunge în Federația Rusă și ar fi lovite facilități, obiective militare acolo, e posibil să se creeze și deranj la Kremlin, da? Aici îi dau și eu dreptate domnului ministru, adică vorbim de lovirea unor unități sau facilități militare pe teritoriul rus, dar cu ce? Pentru că există blocaje inclusiv pe... Și apropo de avioane, că vorbim foarte des și de F-16, contează enorm de mult ce armament vom ce da pui pe ele. Pe ele, da, pentru că una e să dai niște... Să-i dai mitraliere. Exact, și alta e să dai rachete moderne, ghidate, cu rază lungă de acțiune. Da? În continuare, câteva secunde doar mai termine, în continuare Rusia sângerează. Am văzut chiar acum câteva ore, minute, că Rusia a pierdut un al doilea avion AWACS, da, A-50. A-50-ul. Exact. Vreo 5 cu tot. Ce face avionul ăsta? Explicați. E un avion de comandă-control, un avion radar, practic, extrem de important pentru arhitectura frontului și în toată istoria au fost pierdute doar 2 avioane, astfel de avioane doborâte, într-o lună, ambele rusești. Deci sunt înregistrate în continuare pierderi și cred că orice stat normal, cu un regim sănătos la cap, dacă ar fi avut pierderile pe care le are Federația Rusă și în vieți omenești, și în economice, și în militare, ar fi făcut până acum un pas în spate. Da, ce ar aduce, domnule Șalaru, trecerea la atacuri, respectiv apărare cu avioane?
Ucraina tot vorbește de F-16-le pe care o să le ridice odată ce se încheie pregătirea piloților, odată ce apare și muniția aferentă și așa mai departe. În ce fază am intrat în momentul ăla? Am urmărit cu atenție ce s-a întâmplat la Avdiivka. Militarii de acolo spuneau că zilnic, câteodată, asupra lor erau lansate până la 50 de bombe aeriene. Din avioane, bombe de 500 de kilograme, de 1000 de kilograme. Și zice, nu aveam nicio șansă să rezistăm. 50-60 de bombe zilnic. Dacă ar fi avut aviație, aceste bombe n-ar fi venit. Nu. Aviația rusă nu și-ar fi făcut de cap în cerul Ucrainei. Aviația rusă ar fi fost neutralizată imediat. Aviația rusă nu a fost reținută în bombardamentele astea? Aviația rusă nu a fost reținută, fiindcă Ucraina nu a avut cu ce doborâ aceste avioane, iar avioanele F-16 ar fi controlat cerul și le-ar fi doborât la distanță atunci de 100 de kilometri. Atunci se întreb altfel, domnule ministru, în momentul în care Ucraina începe să se apere cu F-16, Rusia nu vine cu și mai multe avioane decât a făcut-o până acum, când n-a provocat-o, când n-a deranjat-o nimeni, ca să zic așa? Cu câte? Fiindcă acum ei lansează deasupra Crimeei, deasupra Mării Caspice, deasupra Mării Negre, lansează aceste bombe asupra localităților din Ucraina. În cazul în care vor avea aviație și vor avea rachete cu rază medie și lungă de acțiune, aceste avioane vor fi neutralizate, vor dispărea. Și suficiente sisteme antiaeriene, da, extrem de important sistemul antiaerian. Da. Acum au 3-4 puncte Kiev, da, se crede acea polă peste Ucraina. Da. Iar occidentalii care spun, domnule, dar Ucraina nu a performat, Ucraina nu a început o contraofensivă și n-a dus-o până la capăt, dar occidentalii ăștia nu se întreabă ei cu ce au ajutat Ucraina ca să câștige. Că nu pot să lupți cu Kalashnikov-ul împotriva avioanelor divânătoare, avioanelor bombardierilor rusești, nu poți împotriva elicopterilor rusești. Și în raportul vorbeam de proiectile de calibru 152 și 155. În primele luni de război, Rusia lansa zilnic de la 70 la 120 de mii de proiectile. Astăzi, raportul iar și este de 10 la 1 în favoarea Rusiei. 5, cam 5 la 1. În anumite locuri... în anumite locuri, da. A fost raportul 10. De 10. Iar problema este... Două probleme văd la Occident astăzi. Una este că unii gândesc că poate le-a venit mintea la capul rușilor lui Putin. Poate o să ne înțelegem cu el. Poate o să renunță, poate o să se retragă. Și a doua problemă, care este la fel de importantă, pentru unii lideri europeni, realegerea lor în funcție este mai importantă decât victoria asupra Rusiei. E, apropo de aceste alegeri, imediat ce revenim, după publicitate, doamnelor și domnilor, discutăm despre cum ar schimba ecuația cea mai importantă alegere, probabil, a acestui an, cea din Statele Unite, ce se întâmplă dacă revine Trump la Casa Albă. Și cât de mare a devenit clubul susținătorilor lui Putin chiar în rândul unor state, unor foarte mari state, ca populație, cel puțin, care se consideră democrații. Rămâneți cu noi! Din nou în direct la actualitatea, doamnelor și domnilor, 2 ani de la declanșarea invaziei în Ucraina. Și încercăm să înțelegem ce s-ar întâmpla dacă Donald Trump ar reveni la Casa Albă. Iulia Jojea, e foarte plauzibil acest scenariu. Cât de plauzibil e și să se pună în practică ce zicea Trump, o negociere din asta extrem de tranzacțională cu Vladimir Putin, zicea el, nu, în 48 de ore, nici mai știu, 48-24 s-ar opri acest război. Așa zice domnul Trump. Nu explică el foarte bine cum ar decurge această negociere, cum ar încerca să convingă fie pe Zelenski, fie pe Putin să stea unul cu celălalt la masă. Cel mai probabil obiectul care ar fi pe masa negocierilor ar fi chiar Ucraina, pentru că Putin a făcut destul de clar acest lucru și nu văd ce argumente ar putea să aibă Trump ascunse să-l convingă de altceva. Obiectivul în continuare, a reconfirmat Vladimir Putin asta în timpul interviului cu Tucker Carlson, obiectivul lui numărul 1 rămâne distrugerea statului independent, suveran, Ucraina.
inclusiv eliminarea lui Zelenski de la putere, a guvernului de la putere și așa mai departe. Deci nu văd cum ar putea să funcționeze această negociere. Asta unul la mână. Știm că domnul Trump vede totul ca pe un deal, ca un business deal, din care el trebuie să facă niște bani. Și al doilea element, și mai problematic pentru noi cei de pe flancul estic în NATO, este faptul că a anunțat pe parcursul ultimelor două săptămâni, mai spusese și înainte, dar acum în termeni mult mai clari, cum că nu are de gând să ajute statele membre NATO în cazul în care sunt atacate, dacă, spune el, dacă nu au plătit. Se referă la cei 2%. Problema este că pe flancul estic noi mai toți plătim peste 2%, uneori chiar 3% sau 4%. Bun, aici a existat această discuție, au sărit susținătorii și Trump însuși a explicat declarația asta spunând, domnule, am făcut-o ca să-i alarmez imediat ce am zis. Ia uitați cum au plătit. Venit banii. Cum au venit și banii, nu? Păi da, dar noi plăteam oricum, că noi ne simțim amenințați. Problema e că nu plătesc cei precum Olanda, cu noua propunere de secretar general NATO, care și el vrea să revină la business as usual cu domnul Putin și probabil și cu domnul Trump și alții. Și mi-e greu să cred că Rusia are puterea necesară pentru a ataca peste aer, așa, trecând peste flancul estic, nu are o problemă cu Baltici, nu are o problemă cu noi sau cu polonezii, se trezește să aibă o problemă cu Spania, cu Belgia, cu Olanda. Deci aici este cumva problema dublă sau quadruplă, dacă doriți, și nu pot să spun decât un singur lucru, că dacă revine Trump, ceea ce aveți dreptate, sunt șanse foarte mari, dacă revine Trump o să avem foarte, foarte multe probleme și trebuie să fim cât mai pregătiți. Ultima parte, poate cea mai paradoxală în aceste alegeri, care unii spun aici că sunt cele mai importante alegeri ale Statele Unite din ultimele multe decenii, este că, conform sondajelor, 2/3 dintre americani nu vor să-l aibă președinte nici pe Trump, nici pe Biden. Deci nu știu cum vom rezolva problema. Da, interesant ce se întâmplă acolo. Pe de altă parte, Gândeam o scurtă remarcă. România aloc într-adevăr 2%, dar nu prea atingem acel prag de 2%. 2,4. Da, acum 2,4, dar nu atingem acel prag de 2%. N-avem banii, ce să... Exact, oare noi unde ne încadrăm? Pentru că am văzut că niște milioane s-au luat înapoi la fondul de rezervă, că nu-i cheltuise armata, adică pe hârtie e frumos. Programe de înregistrare și așa mai exact, departe. Da, deci, da, mă uitam apropo de Statele Unite și Trump, pe lângă axa răului binecunoscută, să zicem, Rusia, Iran, Coreea de Nord, China, habar n-am ce vrem să mai punem acolo, avem și un fel de axă a simpatizanților sau toleranților față de Putin. Și aici, pe lângă Statele Unite, cu Trump și atitudinea lui ambivalentă față de Rusia lui Putin, mai avem ceea ce numim democrații, nu? Deși poate uneori nu ni se pare că sunt așa mai departe de noi, India și Indonezia, două țări extrem de mari și de populate, care fac parte din rândul aliaților strategici, nu? Și al democrațiilor, care la fel au acest comportament mai degrabă de simpatie față de Putin. India are relații... Și s-ar putea ca zona asta de influență să tot crească. India are relații foarte bune cu Rusia. Să nu uităm faptul că principalul client pentru petrolul rusesc în acest moment este India. India care îl cumpără și după aia îl vinde europenilor ca fiind, pentru că nu au sancțiuni și ajunge tot pe piețele din Uniunea Europeană. Deci ea este, dacă vrei, este un partener strategic pentru Putin și, într-adevăr, există relații bune. India și-a declarat neutralitatea, nu a condamnat agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și așa mai departe. Există și alte state, să nu uităm că avem Brazilia cu domnul președinte Lula, care Africa este Africa de Sud, Africa mai de sunt Sud, care sunt de influență. Dar pe de altă parte, ideea e că într-adevăr sunt state care nu sunt preocupate de criza din Ucraina și nu le afectează, sunt la distanță sau vor să profite de pe urma ei. Problema e că Europa este cea mai afectată și Europa trebuie să facă tot posibilul astfel încât Ucraina să nu piardă războiul. Și atunci vom vedea, aliatul cel mai important al Europei sunt Statele Unite ale Americii. De aceea alegerile despre care ați vorbit mai devreme sunt foarte importante și totuși trebuie să privim cu optimism că șansele, cel puțin în acest moment, sunt 50-50 între Joe Biden și Donald Trump. Adică
Dar doar dacă ne uităm pe banii pe care i-au strâns de la începutul anului, vedem că Joe Biden a trecut în față, iar indicativul colectării de bani e foarte important în Statele Unite, mecanismul electoral al Statelor Unite. Cred că suntem cu toții de acord că e o criză de leadership uriaș în Statele Unite. Este. Să și în Europa. Dar în Europa nu e. Și în România. Și în România și în Europa. Fenomenală, nu? Și o polarizare. Ziceam că nu mai vedem după primul mandat al lui Trump, ei bine, nu, continuă lucrurile. Să nu uităm că unul dintre obiectivele principale care au fost mereu ale Federației Ruse și al propagandei ruse e să decupleze Europa de Statele Unite. Da, este un... Asta e unul și pe de altă parte, acest discurs de conservator naționalist promovat de Putin a prins în Statele Unite în zona de conservatoare și asta e, reușește să influențeze. Vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem acest lucru, că sunt și republicani bine intenționați care sunt susținătorii lui Putin pentru că au senzația că susține valorile conservatoare. Caz particular, Republica Moldova, zilele astea a venit acea alarmă că s-ar putea ca Transnistria să ceară alipirea la Federația Rusă, Putin să facă un anunț. În orice caz, mai multe organizații din astea de analiză vorbesc de ceva timp, domnule ministru, de încercări de destabilizare serioasă a Republicii Moldova. E plauzibilă ipoteza asta? Acum, orice ipoteză care vine de la Moscova este plauzibilă, fiindcă cei din Transnistria sunt subordonați total lui Putin și frica lor față de Putin este mai mare decât dorința lor de a fi liberi, de a face comerț cu Europa. În același timp, în cazul în care Rusia va anexa Transnistria, desigur, Putin are nevoie de o victorie în ajunte alegeri și poate să spună că am anexat Transnistria, avem teritorii noi. Mai face niște documente de alea. Da, dar asta nu îl ajută cu nimic din mai multe considerente. Chiar dacă o anexează, nu va fi recunoscut. În al doilea rând, Ucraina are concentrat armată la frontieră cu Republica Moldova în regiunea transnistreană și la orice mișcare a transnistrenilor, Ucraina va interveni. Cred eu și cu acordul Republicii Moldova, fiindcă pe data de 20 a fost în vizită la Tiraspol domnul Păun Rogovei, fost ambasador și acum în prezent ambasador cu misiuni speciale, trimis la Tiraspol și i-a avertizat foarte clar. Am vorbit și azi la Kiev cu oamenii care cunosc mesajul. Li s-a spus, vom interveni imediat. Imediat și foarte puternic. Și în cazul în care vă implicați în război împotriva Ucrainei și în cazul în care întreprindeți acțiuni împotriva Chișinăului. Fiindcă Ucraina nu vrea să, păi să în spate. Ca Rusia să preia controlul asupra Republicii Moldova. Plus că această insulă mică, care este Transnistria, o insulă de un paradis financiar, fiscal pentru toți, își va înceta în curând existența din punctul ăsta de vedere. Și oricând poate fi blocată total. Gazul din Rusia trece prin Ucraina, hai, care vine în Transnistria. Poate fi închis și atunci rămân fără curent electric, fără energie, fără industrie, fără exporturi. Și 70% din exporturile lor merg în Uniunea Europeană. Iar în momentul în care Transnistria solicită de la Rusia să fie încorporată sau să fie anexată, atunci guvernul de la Chișinău poate spune că acești oameni și-au căutat o culumânare și vor fi blocați și din partea Republicii Moldova. În două săptămâni, Transnistria intră în faliment total. Fără exporturi, fără importuri, fără energie, fără produse petroliere, inclusiv armata rusă de acolo nu va mai avea produse petroliere. Se vorbește an de an de același scenariu de, cu privire la Transnistria. Dar nu s-a întâmplat nimic. Încercăm așa, cât putem cu elementele pe care le avem acum, să prefigurăm un curs al următoarelor luni, Tudor Curtifan. Eu m-aș teme pentru Republica Moldova, apropo, și foarte scurt, m-aș teme mult mai tare de o posibilă destabilizare a Republicii Moldova prin deschizarea conflictului transnistrian și blocarea drumului pro-european al Chișinăului, în cazul în care, foarte importantă nuanță, Ucraina îl colapsa și Federația Rusă a reușit să conecteze acel culoar din Donbass până în Transnistria. Da. Atunci ar fi cu adevărat o problemă. Ceea ce e o bucată importantă de teren, dar nu... Odessa, și așa mai oricum, departe. Rusia nu renunță la ideea de a destabiliza situația. Timp de 2 ani de zile, SIS a publicat un raport. Rusia a investit 50 de milioane de euro în Republica Moldova, o țară foarte mică. Și pentru România 50 de milioane de euro sunt mulți bani. Acum va investi și mai mulți bani pentru a destabiliza situația de acolo, fiindcă anul acesta sunt 2 eminente,
evenimente importante, alegerile prezidențiale pe care Rusia vrea să le câștige și referendumul pro-european pe care la fel vrea să-l saboteze. Și din acest punct de vedere are nevoie de un președinte pro-rus care să blocheze parcursul european al Republicii Moldova. Da, mă gândeam la un curs al evenimentelor în următoarele luni, care depinde de ce cel mai mult? Exact de această implicare a Occidentului? În opinia mea, depinde foarte mult de acea decizie simbolică, în opinia mea, pentru că Ucraina nu are mari probleme cu sprijinul financiar, cât are mari probleme cu sprijinul concret al armamentului de transferat acolo. Deci depinde foarte mult acea decizie simbolică a Camerei Reprezentanților de a valida ajutorul de 60 de miliarde pentru Ucraina. Atunci cumva ai avea, dacă vrei, ca un fel de referendum pe care al societății. Ar putea o mișca până și o declarație ca a lui Jens Stoltenberg, de care vorbeam ceva mai devreme. Ar putea, poate da, poate nu. Dar ar fi o victorie simbolică vis-a-vis de această solidaritate occidentală pentru cauza Ucrainei. Acesta ar fi unul. După aceea ar fi acea pregătire cu intrarea, posibilă intrarea unei escadrile de F-16 pe cerul Ucrainei, începând cu jumătatea acestui an. Și pe de altă parte, pregătirea ucraineană, fiind în defensivă și trebuind în continuare să lupte, încercând să-și pregătească armata, să creeze, contextul pentru o viitoare contraofensivă pe care foarte mulți comentatori militari nu o văd posibilă până la începutul anului, probabil în 2025. Deci cam asta este situația care se prefigurează în acest moment. Domnule ministru, care ar fi foarte scurt cel mai plauzibil scenariu în momentul ăsta? Cel mai plauzibil scenariu este că Statele Unite își va reveni. E un conflict intern între republicani și democrați. Vor să demonstreze fiecare ceea ce pe linie de partid. Vor trece peste acest lucru. În caz contrar, Statele Unite va deveni o țară de importanță locală. Își va pierde importanța mondială pe care o a avut-o și o are în prezent. Dacă se va și va înțelege că Rusia vrea să distrugă lumea așa cum este astăzi, cum s-a creat după al doilea război mondial. Aceste reguli nu aranjează pe Rusia și vrea să le distrugă. Și va veni ajutorul în Ucraina. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții imediat aici pe B1 TV. Pe curând!